Fostul ministru al educației, Liviu Pop, a ajuns din nou vedete pe rețelele de socializare. Liviu Pop a scris azi dimineață un mesaj pe Facebook și a postat și o fotografie, în care apar și inițialele celor trei cuvinte, reieșind PLM, o expresie vulgară folosită în mediul online. Bună dimineața, prieteni! Eu, Pop Liviu Marian, plec la muncă. Voi ce faceți? A scris fostul ministru al educației pe rețeaua de socializare. Postarea a devenit virală și au fost foarte multe comentarii critice pe internet la adresa parlamentarului PSD. Câteva ore mai târziu, Liviu Pop a făcut câteva precizări despre postarea cu acronimul PLM. Nu am fost deloc vulgar. Am vrut să le spun prietenilor de pe Facebook că plec la muncă. Și asta am făcut, pentru că acum sunt în Parlament, în Comisia pentru Învățământ. Am vrut să fiu și eu glumeț. Nu are legătură cu glumele care se fac pe seama numelui meu, a declarat Liviu Pop. Liviu Pop nu este la prima gafă. În 2016, cu ocazia unei operații, postul șef de la educație își asigura prietenii pe Facebook că totul este sub control. Operația la genunchi a decurs bine. Conform DEX, de forma corectă a substantivului este genunchi.